fac, uneori chiar studenții sunt trecuți, așa, colectivele de studenți. Pentru că, de-a lungul anilor, am căutat că arheologia Domnului să devină o școală de arheologie. Au fost studenți de la Facultatea de Istorie a Universității din București, au fost studenți de la Facultatea de Istorie a Universității din Iași, participă și au participat grupuri de studenți de la universități din Cambridge, Londra, Southampton, din Anglia, pentru că se desfășoară și în prezent un proiect care se numește Beodunum Archaeological Project, deci un proiect care s-a desfășurat în paralel cu proiectul nostru, dar sub autoritatea ICEM-ului, pentru că Institutul de Cercetări Ecomuzeale are meritul de a stabili, de a crea acea stabilitate cercetării sistematice de la Mugiudun. Lucru pentru care îi mulțumesc din plin și rămân îndatorat tuturor colegilor și conducerii acestui institut. Vă mulțumesc! Îi mulțumesc domnului Bauman pentru această prezentare. Voiam să mărturisesc că sunt oarecum liniștit știind că domnia sa se va regăsi în continuare dintre membrii colectivului acestui șantier, acestui mare proiect de cercetare desfășurat la Isaccea. Sunt sigur că domnia sa se va regăsi și pe alte volume apărute în colaborare cu ICEM Turcia. Permiteți-mi în continuare să acord cuvântul domnului primar din Isaccea, cel care a sprijinit apariția acestui și cel care sprijină cercetările de la Isaccea. Vă rog, domnule primar. Da, e foarte scurt că n-am vrut inițial să iau cuvântul, în schimb, domnul Bauman m-a convins că în momentul ăsta trebuie neapărat să iau cuvântul, pentru că în cuvântul dânsului a amintit de faptul că Isaccea este un răspunsuri acestei de direcția de cultură. Vreau să-i spun că noi ar trebui să-i mulțumim pentru faptul că ne-a oferit această posibilitate de a sponsoriza apariția acestei minunate cărți. În primul rând pentru Isaccea vreau să spun că este și material pentru istoria românilor. Și pentru că fac parte din categoria celor care cred că nu putem să ne construim un viitor solid fără să le cunoaștem foarte bine trecutul. Mă simt extraordinar de norocos că timp de 14 ani am colaborat în condiții extraordinare cu domnul profesor Bauman. Am îmbogățit spiritual, m-am îmbogățit de fapt spiritual și am îmbogățit cunoștințele istorice și arheologice. Și în același timp, mă consider oarecum și un autor moral la apariția acestei cărți, pentru că timp de ani de zile am încercat să-l convinc pe domnul profesor să o scrie cât mai repede. Și probabil că nu se amintește de acest lucru. Și pentru acest lucru aș vrea să-i mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult pentru această șansă de a fi unul dintre cei care au participat la Paștea Cărții, de a fi primăria care a ajutat cu foarte puțin acolo ca istoria României sau mai exact istoria zonei acestei zone să fie. Vă rog să-mi permiteți ca în continuare să predau ștafeta colegii mele, Ligia Dima, cea care a fost sufletul organizării programului nostru. Este vorba de sesiunea noastră de comunicări și de programul artistic ce va urma. Așa cum am spus, să mă las pe colega mea să vă fie ghid în continuare. Bine ați venit la Muzeul de Istorie. Mă bucur că ați acordat din timpul dumneavoastră acestei manifestări. Am să vă citesc doar câteva rânduri și promit că după aceea trecem la lucrurile și mai interesante. Ce m-a inspirat pe mine să organizez o astfel de manifestare la Tulcea a fost o descriere de călătoria lui Nicolae Iorga, care la începutul secolului XX scria
că a văzut atunci, adrămădindu-se, prăvăli bulgărești, grecești, evreiești, iar cafenele se înșirau pe scaune, unele lângă altele, căciul bulgărești, căciul mocănești, părării țărănești, părării orășenești, pesuri turcești, turbane tătărăști și hainele corespunzătoare într-o tărcată expoziție etnografică. Astăzi, la Tulcea, avem un vernisaj al unei expoziții, o expoziție foarte specială, o expoziție vie. Pentru că ce va urma și programul acela artistic special prezentat de fiecare comunitate în parte, asta reprezintă și cuvintele lui Nicolae Iorgas sunt foarte bine reliefate aici. Vă mulțumesc și mulțumesc celor care m-au ajutat, doamnei Nadia Casian, inspector pentru minorități, domnului Gabriel Stoica, de asemenea inspector, Asociației Dobrogea Istoriei Civilizației, pentru că mi-au răspuns la invitația de a fi astăzi aici prezenți, colegilor mei, Camelia Giambai, Leonov Valeriu și toți ceilalți, domnului Aurel Stănică, care din prima clipă când i-am zis a fost alături de mine și m-a ajutat în acest demers, și celor care au răspuns și țin astăzi comunicări, să cunoască pentru ceilalți invitați, să cunoască mai bine ceea ce înseamnă orașul Tulcea cu această coloratură etnică care se păstrează astăzi de atâția ani și se trăiește într-o armonie deplină. Cam atât am avut de spus. Să invit pe cei care au de susținut comunicări la masă să putem să începem aceste comunicări, să nu ne mai lungim, că după aceea începe programul artistic și de așa lucrurile care au sosit mai devreme sunt cumva nerăbdător să vă cânte și să vă încânte. Momente din evoluția istorică, ceea ce însemna, să spunem cumva, Egisus, spre Tulcea din zilele noastre. Așa cum știm cu toții, Egisus este localizat chiar în zona unde s-a află astăzi în zona de istorie și arheologie. Este atestat, să spunem, pentru prima dată în zonele istorice în anul 12, după Hristos, și în paranteză, putem spune, nu peste multă vreme, orașul poate să se împărtărească 2000 de ani de atestare documentară. Își încetează existența undeva la începutul secolului 7, la fel ca majoritatea așezărilor de pe și cetăților de pe Limes. Între secolul 7 și secolul 10, așa cum se întâmplă în toată istoria Dobrogei, nu prea avem informații istorice și, la fel, aș punta și din punct de vedere arheologic, este greu de spus ce s-a întâmplat în acea perioadă. La sfârșitul secolului al X-lea, Dobrogea este integrată în Imperiul Bizantin. Sunt refăcute o seamă de fortificații, pentru care și cea de aici, de la Egisus, sau să spunem, de la Tulcea. Din păcate, aceste fortificații nu are o existență foarte îndelungată. Atacurile uzilor din 1064 se pare că distrug, într-un fel, cetatea din această zi. Totuși, pe teritoriul orașului au existat mai multe puncte în care este atestată o locuire care urmează secolul X-lea și aș menționa aici zona de alutare, așezarea de acolo, nu știm dacă a fost fortificată sau nu, acum este discusă și ea în secolul al XI-lea, dar mai există și diverse descoperiri monetare de pe raza orașului, care în fel a indicat și alte nuclee de locuire. Legat de Tulcea, evoluția în timp a acestei zone este evidentă.
nu prea știu foarte multe lucruri despre numele orașului și semnificația acestui toponim. Poate că s-a încercat de multe ori să dea o anumită explicație acestui toponim în Turcia. Chiar în multe articole care sunt publicate în revistă de specialitate, chiar și pe internet, mai găsind o felul de informații că orașul este atestat undeva în secolul al XVI-lea de sub denumirea de Tulca, Tulcea, la 1546. Din păcate, informația este în continuare prezentă în multe surse de informare. Totuși, sunt documentele turcești care nu au fost pe deplin valorificate, care ne atestă că Tulcea apare pentru prima dată cu această denumire și pentru registru al bursei în 1506. După 1506, orașul începe să fie din ce în ce mai prezent în documentele turcești, ca fiind unul din importantele centre vamale otomane de pe linia Dunării și care era un important val de trecere. O altă informație care nu a fost pe deplin cunoscută, un important val de trecere pe un drum care venea din Polonia, trecea prin Moldova și mergea mai departe spre capitala Imperiului Roman al Istanbul. La fel, anul viitor am putea spune că Tulcea ar aniversa 505 ani de când este cunoscută cu acest nume. Documentele turcești pe care le evocam, însemnările unor călători străini, arată cât de important era orașul de aici în economia imperiei. Revenind la ceea ce spunea colega mea când îl cita pe Nicolae Iorga, situația asemănătoare găsim și în secolul al XVI-lea, când aici, la Tulcea, existau prăvăliile unor negustori evrei, negustori greci, negustori ardei, care făceau comerț în orașul de aici, de la porți de teren. Situația aceasta, urcând pe fir istorie, în secolul XVI, în urmă și în secolul al XVII-lea, chiar este evocată și de viața în secolul al XVIII-lea, chiar și în secolul al XIX-lea. Faptul că a existat un mozaic etnic în acest oraș poate fi transpus într-un fel la nivel regional. Situația era valabilă pentru toată Dobrogea și la 1878, 14 noiembrie, când Dobrogea era cel mai important oraș al Tulcea, era cel mai important oraș al Dobrogei, intra cu o zestă culturală foarte importantă și așa cum sublinea și regele Carol în proclamația aceea de la Brăila, unde spunea ostașilor că dincolo vor găsi macometani, vor găsi ruși și să aibă un fel de grijă de cei care locuiau în regiune. Deci, Tulcea intră, într-adevăr, ca și Dobrogea, în granițele statului român, cu o zestă culturală extraordinară și, să spunem așa, cea mai importantă, spunem, comoară sunt aceste, sunt minoritățile, care și astăzi fac cinste acestei regiuni. Și vreau să mai spun că această diversitate de tradiții și culturi constituie într-adevăr una din bogățiile Europei și este un model care poate fi luat în considerare și de către cei din faptul că în continuare se respectă această diversitate culturală, solidaritate, există o societate deschisă, faptul că există asociații, fundații care încearcă să păstreze această zestă culturală a minorităților, este un lucru important și care trebuie
subliniat. Am încercat așa să fiu pe scurt, să trec peste anumite momente din evoluția orașului. Și vă mulțumesc mult pentru vizionare. Am copilărit în Comorovca cu
cine? Aveam prieteni și colegi de școală. Sasha Ivanov, care a ajuns mare jurist la București și a fost și minister. Da? Așa? Era prietenul meu și stăteam vis-a-vis de lui. Ismail, care avea baie de-asta turcească, era colegul meu de școală. Adi Stoian era bulgar, era mai mare cu un an. Și așa mai departe. Deci m-am trezit în mijlocul unor oameni care erau de diverse etnii, dar care gândeau la fel. Am avut o copilărie, din punctul acesta de vedere, extrem de fericită, chiar dacă umblam cu picioarele goale. Și nu întotdeauna aveam ce îmbrăca. Nu asta conta. Conta această frăție extraordinară existentă între oameni. Familii care se ajutau, mi-aduc aminte și acum de faptul că veneau, de exemplu, familia Antoniu, care stătea, deci greci. Mama, eu sunt ceva care, despre care vine și greu să vorbesc, dar care nu reprezintă, sunt numai prin cultură și civilizație și prin educație sunt români. Dar mama se trăgea dintr-o familie de greci veniți din Ustra Corfu. Iar tatăl meu se trăgea dintr-o familie mixtă de austrieți și italieni. Bunica era Gentini, deci era din zona fluviului Po, iar bunicul Bauman era undeva din Tirol, din Tirolul de Sud. Și veniseră în țară, atunci din Maria Tereza, pentru că Maria Tereza voia să colonizeze cu populație în așa, din meseria și zona Banatului. Deci eu nu știu ce sunt din punctul ăsta de vedere. A spune cu mândrie, dacă aș fi topărcean, eu sunt un genial amestec de poezie și de proză. Dar așa sunt mulți aici în Dobrogea. Așa sunt mulți aici în Tulcea. Și revin asupra ideii că Dobrogea a fost un model de conviețuire etnică. Că aici nu au fost probleme niciodată. Cu ucrainienii, cu rușii lipoveni, cu grecii, cu rămășițile bulgarilor, pentru că cei care au fost miști au rămas aici, n-au plecat când s-a pus schimbul de populație. Cu evrei. Deci, cei mai buni prieteni ai mei făceau parte din familia, pe vremuri, din familia Fainbor, care au plecat. S-a dus și teta Fainbor. Teta mi-a fost colegă, Antoneta, mi-a fost colegă de bancă. Și au plecat în Israel. Și au pierdut culmile undeva prin sudul Africii. Deci, încă o dată, am vrut să vă spun aceste lucruri, să nu fac istorie, pentru că este o istorie pe care am trăit-o. Și n-are rost să facem istoria orașului. De aceea am spus câteva cuvinte despre aceste lucruri. Am fost uimit și mâhnit. Dar după 90, când am văzut că se petrec lucruri de care nici măcar nu gândeam și nu visam în sânul anumitor comunități. Dar mi-aduc aminte, iarăși cu plăcere, noi aveam casa cu geamul de la sufragerie, l-aveam la stradă. Stăteam pe strada Victoriei, Principiile Verde, în anumă vremuri. Și nu era construită școala care e școala numărul 6, nu era construită școala. Acum stătea Sasha Ivanov, stătea. Aveau casă, o curte mare, un maidan care era alături și unde ne jucam noi copiii. Și vreau să spun că seara treceau 5-6 lipovenge înlănțuite și cântând, formau un cor dumnezeiesc. Deci era o chestiune extraordinară să le auzi și noi copiii stăteam și așteptam momentul, pentru că ei nu veneau când era noaptea târziu, pentru că părinții